tu știi că... Thank you.
dreptăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Întru mulți ani, preasfințite stăpâne, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vece vecilor. Amin. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune aduce în Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi. Miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru Tine am răzășduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenim fără dregile noastre, ci caută și rău, omilostii și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivii de deschide la binecuvântată Sfântul Dumnezeu Fecioar, asupra din noi cele de jumătate și să ne izbăvim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Ne închinăm, Bunule, cer și iertarea greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voia e binevoitate și cu trupul pe cruce, ca să scapi din obia vrăjmașului pe cei ce îți strig cu mâna Ta pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție toate, le împlu de bucurie Mântuitorul nostru, cel ce ai venit să mântuiești lumea, Doamne, slavă Ție. Ceea ce ești izvorul milei învrednicește-ne pre noi, milostivirii Tale, născătoare de Dumnezeu, caută spre puterea poporului cel păcătos. Trimite ajutorul Tău de sus, că într-o Tine nădăjduind strigăm, bucură-te ca și oarecând Gabriel mai mare, pe voievoda al cetelor celor fără de trup. Domnului să ne rugăm. Doamne, trimite mâna Ta dintr-o înălțimea locașului Tău cel Sfânt și mântărește spre slujba Ta ce mi este pusă înainte, ca eu sunt distin la Sfântul Tău altar să jertfesc jertfa cea fără de sânge, ca Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, preasfințite stăpâne, binecuvântați. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, cu ale celui între Sfinți Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul din Constantinopol și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, se miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Într-o mulțare, într-o mulțare, într-o mulțare, stăpâne. Să-i
Slavă ta cea mare, Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, cerceșezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă Lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele bine te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și laudat și proslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Doamne, Stăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit ție. Doamne, către Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții. Într-o lumină Ta vom vedea lumină, vine mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Sfinte
Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care le pretutindene ești și toate le plinești, vistier bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Întrucere, Sufletul Dumnezeu, cum îmi place în Doamne Mântuire. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tutinere și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă întru cer Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, visteria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată spurgăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Doamne, buzele noastre vei deschide și gurile noastre vor vesti lauda Ta. Vremea este a slujit Domnului, binecuvântat spre Sfântul Stăpân. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Rugați-vă pentru noi, Sfântul Stăpân. Duhul Sfânt să vină peste voi și puterea celui prea înalt să vă umbrească. Pomeniți-ne pe noi, Sfântul Stăpân. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru Preasfințitul Părintele nostru Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pentru cinstita preoțime și ceatru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei care cu credință locuiesc între sere, Domnului să ne rugăm. Doamne, mirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașănice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc
călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor izbăvire. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze lucrările care se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necaz, România, primejdia și nevoia, Apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Asemănată și slavă neajunsă a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni grăită, caută sprână și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu. Numele cel sfânt al lui, bine ești cuvântat, Doamne. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apăre, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului
și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta, primirea bisericii tale, păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceștia ne mărește cu dumnezeiască puterea ta și rădă-ne-nsta pe noi cei care ne dăjduim întru tine. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, cel la ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, carele neschimbate ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pre noi. Iar și iar Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții pomenindu-ți. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne! Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta, pomenește-ne pe noi, viață veșnică dăruită-ne. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Ceea ce așezat în cerul cetelor și oștele îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta, că ție se cuvine toată slava acestea și închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Fericiți cei curați cu ei.
Oh.
Samuel, pentru cei ce cheamă numele Lui. Sfinte Doamne, Iordan s-a făcut. Făcut-o dreapta ta și desăvârșește-o pe ea. Sfințite stăpâne, tronul cel de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, Sfinte Doamne, Zeule, Sfinte Tare,
să luăm aminte. Pace tuturor! Și Duhului vostru preasfințite, stăpâne, Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste. Înțelepciune. Din epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, vă îndemn pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel, și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. Căci, frații mei, despre voi, prin cei din casa lui Chloe, mi-a venit știre că la voi sunt certuri. Și spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos. Oare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau ați fost botezați în numele lui Pavel? Mulțumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n-am botezat decât pe Cris și pe Gaius, ca să nu zică cineva că ați fost botezați în numele meu. Am botezat și casa lui Ștefanas. Afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Pace ție, celeia ce ai citit. Și Duhului vostru preasfințite, stăpâne. Binecuvântați, preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul preasfinției voastre, stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Domnule!
Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și i-au zis: locul este pustiu și vremea, iată, a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis: aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă, și luând cele 5 pâini și 2 pești, și privind de la cer a binecuvântat, și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și-au mâncat tot și s-au săturat, și au strâns rămășițile de fărâmituri, 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncase erau ca 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Pace ție, binevestitor! Și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, ești liniște, după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne. Cine miluiește, caută spre iubita cei chemați care și-a plecat grumași înaintea ta și îmbrănicește pe deștea vremea potrivită de baia noastră și de ideea ta pe care Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitul Părintele nostru Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru păcatele cele de neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeu, rugăciunile noastre, fără să fim vrednici să-ți aduce rugăciuni cele și jertfe fără de sânge. Pentru tot poporul Tău și nevrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de o sândă și fără de zminteală, într-o mântuirea curată cu cetului nostru,
să te chemăm pe tine în toată vremea și pe locul și auzindu-ne pe noi milosii să ne fii nouă pentru mulțimea bunătății tale. Iarăși și de multe ori cădem la tine și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca priviți pe rugăciunea noastră să curățe sufletele și trupurile noastre și toată necurăția trupului și a Duhului. Dă-ne nouă să stăm nevinovați și fără de o sână înaintea Sfântului Tău jertfeni. Dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință, în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică, cu dragoste, cu nevinovăție și fără de o sână, să se împărinicească frații noștri, preaslăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori, noriași și binefăcători ai sunt lăcașului acestuia. Doamnește, Doamne, miluiește! Cum că ne rugăm pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Domnește, Domnește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei care aduc darul și fac bine întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. Domnește, Domnește, Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slav înălțăm, Tatălui și Fiul și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește! Amără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să vină să se apropie sau să slujească ție în brad al slavei, că cea slujiție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterea cele cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arghereul nostru te-ai făcut și ca un stăpână toate ne dea slujba sunt aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că singur Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpână cele cerești, cele pământești, care te poți pe scaunul cherubimilor, Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netremnicul robul tău și curățește sufletul și inima de cugetele viclene. Mă învrednicește cu puterea Sfântului Tău pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, să stau înaintea Sfintei Tale mese acestea, să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău și Sfântul Tău sânge. Căci la Tine vin plecând un brumajul meu și mă rog ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slugile Tale. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea din mine, păcătosul și nevrednicul robul Tău, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești
și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm din preună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunuși de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taine chipuim și făcătoare de viață trăim în trei sfânte cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Sfântă cântare aducem toată grija cea lumească pe Sfântul Pădăm. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, între sfântă cântare aducem ție toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Împărat tuturor să primim pe cel înconjurat în chip nevoie să de ce te îngerești, aleluia, aleluia, aleluia. Pe înalt prea
Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român binecredincios de pretutindenea pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oștire, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitorii ai acestei dumnezeiești liturghii dinpreună cu familiile și înoriașilor, pe preacuvioasele maici, care se ostenesc la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Pe adormiți într-o fericire, patriarhii României Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți într-o Domnul, pe Eftimie arhiepiscopul să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii Sfântului Locașului acestuia, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Doamne, 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 Doam
să vă pregătiți. Să fie binevenită jertfa noastră, să se slăvească Duhul cel curat Harului Tău peste noi, peste acest dar împăsitor și născător poporul Tău. Rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din toată necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi. Dumnezeule, cu harul Tău, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Și de folos sufletelor noastre și pace în lume, de la Domnul să cere. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși, de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspunsul cel bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Doamne! Curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să-L dăm.
lucrările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și unul
împlinesc cu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființe la ființe ne-ai adus pe noi și căzând noi iară ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat toate făcându-le până ce ne-ai și la ceruri și ne-ai dăruit împărăția Ta ce va să fie. Pentru toate acestea îți mulțumim Ție și unii a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care le știm. Pentru binefacerile Tale ce ne-ai arătat, ce ne-ai arătat, ce s-a făcut nouă, îți mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, hieronimi, ce cornul serafimi, ce cuptă șase arii care se înalță zburând. Biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava Ta, osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, osana întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi iubitorile de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, sfânt ești și prea sfânt, tu și unul de cu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și prea sfânt și slava Ta este plină de măreție, căci Tu ai iubit lumea atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău ne-ai dat, ca tot ceea ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi plină de noapte în care a fost condus și care a fost însuși pe Sfântul Datului cu viața Lumii. Mântuinea cu sfintele și prea curatele și fără priană mâinile sale, mulțumim și binecuvântând, sfințind și plângând, a binecuvântat și la sfinților săi cu ce ce-a fost în zicurile. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se va arăsa spre iertarea păcatelor. Aducându-mi aminte așadar de această ce s-a făcut pentru noi de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de sfire la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă, de cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Ale Tale, dintr-o ale Tale, Ție ți-aducem de toate și pentru toate. Curățește-ne pe noi păcătoși și Doamne, celea ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu-L lua de la noi, ci-L înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inima curată zidește Tu noi, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele dinăuntru ale noastre. Doamne, celea ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu-L lua de la noi, ci-L înnoiește nouă celor ce ne rugăm. Mă lepădat la fața Ta și după tot ce-mi spune de la mine. Doamne, celea ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu-L lua de la noi, ci-L înnoiește nouă celor ce ne rugăm.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aduce-ți această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Binecuvântați, prea Sfântul și fadică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău. Iar ceea ce este împotriv la acesta cinstit sângele Hristosului. Amin. Binecuvântați, prea Sfântul Stăpâne, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, ea nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem-ți această slujbă cuvântătoare pentru cei adormiți într-o dreapta credință, strămoși, moși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreaptă credință. Pomenește, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, preoții slujitori și diaconii slujitori acestei dumnezeiești liturghii pe fiecare după numele Său. Pomenește, Doamne, după mulțimea îndurărilor Tale și a mea nevrednicie și-mi iartă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie să nu oprești pentru păcatele mele harul preasfântului Tău Duh de la darurile ce sunt puse. Mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Are fără strică cioane pe Dumnezeu Cuvântului născut pe tine cea cu adevărat născătoare. Doamne, pe înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul părintele nostru Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei,
pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și cu o slavă cântașa prea slăvii, prea cinstitul de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Și cu Duhul tău. Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri care sunt puse înainte Domnului să ne rugăm, ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Păi, viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul să jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Și ne învrănicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc. Tată, și a zice, care ești în ceruri, sfințească se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le cu durerile și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeul nostru din sfânt locașul tău și de pe scaun slavei împărăției tale și vino ca să ne simțești pe noi cei ce sunt împreună cu Tatăl și și aici închid nevăzut împreună cu ei și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică. Să-l
Spirite. Sfintele Sfinților, onor Sfânt, onor Domn Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Aleluia, când vea
Lumina cea adevărată, am primit
Doamne Iisus Hristos, Tu ești Dumnezeu care cântează pâinea și sarea, pe care o înmulțește în locașul acesta, în satul acesta, în țara noastră, în România, din toată lumea. Iar noi care gustăm din aceste ofrande, ne sfințește că Tu ești Cel care vine peste toate Dumnezeu. Fie slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pâinea și în vecii vecilor. Bine, copii, mulțumim să fie pâine și pentru voi și pentru noi. Noaptea Sfinților. Mă bucur și să văd aia mai fost și eu bucurul de
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preasfinția voastră, preasfințite Părinte Episcop Andrei, preacucernici părinți, preacucernici părinți protopop, preacucernici preacuvioși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, stimate autorități, bine v-am găsit! Și bine ne-am întâlnit aici, la frățiile voastre, la umbra acestei biserici care s-a înălțat aici într-o credință și într-o laudă a lui Dumnezeu. Vă mulțumim dintr-un început pentru frumoasa primire care ne-ați organizat-o cu aceste ofrande, cu aceste daruri ale ospitalității voastre și ospitalității românești. Și am văzut concentrată în aceste ofrande toată dragostea, toată generozitatea și bucuria frăților voastre, pe care binecuvântându-le considerați ca binecuvântată întreaga suflare care aparține acestei comunități și acestor locuri pitorești frumoase, binecuvântate de Dumnezeu. Suntem astăzi aici pentru a da binecuvântare, pentru a invoca harul, energia necreată a lui Dumnezeu să vină peste locașul de închinare pe care frățiile voastre l-ați construit sub coordonarea părintelui paroc, care de an bun împreună cu frățiile voastre se străduiește aici să ridice această poartă a cerului și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Sfințirea unei biserici are mai multe conotații importante din punct de vedere teologic, din punct de vedere mistagogic, din punct de vedere liturgic. De aceea este o lucrare sfântă care nu se face și nu se repetă decât din timp în timp. Timpul suntem noi și am transfigurat timpul și am metamorfozat acest spațiu care a devenit într-adevăr un spațiu frumos unde Dumnezeu a dorit să locuiască și să se sfințească și să se cinstească sfinții care sunt prietenii și casnicii lui Dumnezeu. Pentru ziua de astăzi, care este o zi istorică, nu numai pentru eparhia noastră, dar pentru întreaga biserică, pentru faptul că oferim un dar lui Dumnezeu pe care l-am făcut cu mâinile noastre, dar care Dumnezeu îl redă nouă, înveșnicit, binecuvântat, sfințit, înfrumusețat cu harul lui Dumnezeu. Pentru ziua de astăzi, deci, am întocmit prima pagină de istorie în mod oficial, care se va îngropa în piatra altarului, împreună cu numele celor care au fost ctitorii fondatori, ajutători, miluitori, donatori, lucrători, zugravi și toți cei care au contribuit la lucrarea aceasta și, bineînțeles, și numele tuturor acelora care știu că biserica este oaza de spiritualitate, oaza unde ne întâlnim în chip mistic, în chip tainic cu Dumnezeul Cerului și al Pământului, cu Sfinții Săi. Și de aceea, astăzi, considerați-vă toți urmași ai voievozilor și ctitori de locașuri sfinte, doar participând la această lucrare, amintindu-vă unii sau majoritatea dintre părțiile voastre, arătând darul vostru care l-ați oferit, de fapt, vouă înșivă, pe care Dumnezeu îl binecuvântează astăzi. Fiecare cărămidă de aici, din zidirea aceasta, este o cărămidă care se așează la poarta cerului. Dar nu uitați că frățiile voastre sunteți cărămizile vii. Sunteți acele persoane conștiente care faceți parte din trupul tainic al lui Dumnezeu, care este mântuirea, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, capul bisericii. De aceea văd așa de frumos alternându-se biserica de zid cu biserica de suflete, care sunteți frățiile voastre. Deci în acest Hristov, în acest document, am întruchipat, am îmbuchetat câteva idei importante care să fie semnate de noi ca o cronică, o cronică care se adaugă ca o primă pagină la o lucrare care va avea importanța ei și istorică și administrativă, dar mai curând mântuitoare, mai curând duhovnicească. De aceea rog pe Părintele Secretar Eparhial să dea citire acestui Hristov care l-am întocmit pentru ziua de astăzi și după aceea vom procede la sfințirea acestui locaș
făcând niște gesturi liturgice pe care frățiile voastre să le urmărim, pentru faptul că dincolo de gesturile noastre liturgice sunt gesturile lui Dumnezeu, adică Dumnezeu este Cel care lucrează prin noi lucrarea de sfințire, lucrarea sfințitoare a bisericii acesteia, care, cum am spus, de acum aceste cărămizi așezate armonic nu vor fi decât un loc de întâlnire cu Dumnezeu, de unde se împărtășește Cuvântul lui Dumnezeu, de unde se împărtășește Harul lui Dumnezeu în Sfintele Taine. Deci biserica va deveni un izvor de har și de binecuvântare pentru cei care cred în Dumnezeu și pentru cei care încearcă să-și transfigureze viața în această lume, așteptând să treacă în transcendentul divin, unde se vor recunoaște în Hristos, Domnul istoriei și Domnul nostru Mântuitor, care ne-a adus pe pământ să ne îndumnezeiască. Așa să ne ajute Dumnezeu și vă mulțumesc pentru primire. Hristos de sfințire, vătăierea cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Cuvios Paisie de la Neam, parohia Straja Ciobănuș, comuna Său, protopopiatul Moinești. Parohia Ciobănuș-Straja s-a format după căderea regimului totalitar din decembrie 1989, din două sate cu același nume care au aparținut parohiilor a Său și Boioasa, la cererea credincioșilor ce au dorit să-și ridice un lăcaș de cult propriu, unde să poată participa în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Liturghie. Localitatea este situată pe șoseaua Comănești-Ghimeș-Miercurea-Ciuc, în apropierea graniței fostului Imperiu Austro-Ungar, fiind tranzitată de râul Trotuș, al cărui debit afectează gospodăriile în anii ploioși, așa cum a fost și între anii 2005-2006. Numele parohiei este legat de faptul că mulți locuitori au fost preocupați de păstorii, iar unii au fost străjeri la frontiera Moldovei în timpul epocii ștefaniene. Prin bunăvoința Consiliului Local a Său, în anul 1995, unitatea de cult nou înființată a primit în concesiune un teren de aproximativ 1000 de metri, 8000 de metri pătrați pentru zidirea unui sfânt lăcaș. Iatra de temelie a fost pusă la 7 mai 1997 de către ierarhul de pioasă amintire Eftimia Luca al Romanului, iar coordonarea lucrărilor a fost încredințată părintelui paroh Cornel Gorbănescu. Biserica este zidită în stil ștefanian, având 22 de metri lungime și 8 metri lățime la abside, cu înălțimea turului pe pronaos de 21,80 metri, din cărămidă și beton armat. Pictura murală este realizată în tehnica fresco de către pictor Livia Lichi Pavel. Iconele mari de pe catapeteasmă au fost pictate pe lemn de tei în atelierele de la Mănăstirea Diaconești, iar celelalte au fost împodobite de către pictorul bisericesc Marius Chinescu. Catapeteasma a fost confecționată din stejar masiv cu elemente ornamentale din tei în anul 2014 în zona Neamțului, iar masa Sfântului Altar a fost placată cu marmură. Lăcașul de închinare a fost împodobit cu strane, mobilier de lemn de stejar, obiecte de cult și odoare sfinte. Din anul 2013, lucrările au continuat cu reabilitarea spațiului destinat amenajării unui așezământ social filantropic al parohiei la standarde moderne. Aici a fost realizat un paraclis necesar slujirii pe perioada de iarnă, o sală de mese ce folosește și ca loc de întâlnire pentru orele de cateheză cu tinerii, precum și o bucătărie utilată. Toate aceste lucrări s-au făcut cu ajutorul credincioșilor parohiei, la care s-a adăugat efortul material al Consiliului Local, a domnului primar Constantin Rădulescu, precum și sprijinul financiar al unor oameni de bine ce au dorit să-și înscrie numele în rândul ctitorilor de lăcașuri sfinte. În milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 22 iulie, anul Mântuirii 2018, în duminica 8-a după Rusalii, când se face și pomenirea Sfintei Mironosițe, întocmai cu apostolii Maria Magdalena, efortul depus de fiecare se vede încurunat prin săvârșirea slujbe de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. La acest moment haric,
precum și la Sfânta Liturghie Arhierească, au participat Părintele Costel Mareș, protopop al Protoieriei Moinești, preot din cuprinsul protopopiatului, reprezentanții autorităților locale, precum și mulțime de popor, aducând prin aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a ocrotit și împredicit să împlinească această sfântă lucrare. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au ctitorit de această sfântă biserică. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții, pe iubitorii lăcașului Tău celui Sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor. Semnează înalt preasfințul Părinte Ioachim și preasfințul Părinte Andrei, alături de părinții slujitori. Să cântăm cu toții. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fărere Moarte, să faceți un culoar spre biserică și să lăsați în fața bisericii spațiul liber pentru ca părinții să vină acolo să facă un semicerc și în alții rar să fie. De viață făcătoare și nedespărțitei trăini, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, iubește-ne noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitule Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitule Părintele nostru Andrei, episcopul Covasnei și Arghitei, pentru cinestita preoțime și cea în Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și altarul cel din ea, cu puterea, cu lucrarea și cu pocărârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și bunurea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Său născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Din cartea a treia a regilor citire. Să luăm aminte. A stat Solomon înaintea jertfernicului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a ridicat mâinile sale la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea Ție nici în cer sus și nici pe pământ jos. De vreme ce cerul nu te încasc, cu atât mai puțin locașul acesta pe care l-am zidit în numele Tău, însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeu. Ascultă strigarea și rugăciunea lui care se roagă poporul Tău astăzi și robul Tău, să-ți fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea spre locașul acesta, la locul unde ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigare și rugăciune care se roagă robul Tău în locul acesta, ziua și noaptea. Să ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău, Israel. Când ei se vor ruga în locul acesta, să ascult
din locul șederii tale din cer. Să ascunzi și să-i miluiești pe ei înțelepciune. Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul în ziua a opta și mai departe preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare. Și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, că Domnul Dumnezeului Israel a intrat prin ea. De aceea va fi închisă, cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de miază noapte în fața templului și am privit. Și iată, era plină de slavă casa Domnului. Sfinților mucenici, are bine v-ați nevoit și v-ați necunat, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre. Cezarei lui Filip a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ și va fi legat pe pământ. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Pace ție celui ce ai binevestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pune că ne rugăm pentru not, preasfințitule Părintele nostru, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitule Părintele nostru Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei,
pentru sănătatea și mântuirea lor. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfântul proroc Ilie Tezvideanul și Sfântul preacuvios Părintele nostru Paisie de la Neamț, prin stropirea cu aceasta apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Bine, Sfinților mucenici, care vin. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăs mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune dar ca să-mi ajute. Însă Iisus răspunzând a zis, Marto, Marto, te silești și te grijești de multe, însă un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea o femeie din popor, ridicându-și glasul a zis către dânsul, fericit este pântea cel care te-a purtat și sânia care ai sub. Dar Iisus a răspuns, așa este. Dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Pace ție, binevestitorule! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Binește pe noi Dumnezeu, după mare mila ta, rugăm-ne ți-a auzirea și ne miluiește! Te rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți, ictitori și binefăcători ai Sfântului Cașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri drept slăvitori, creștini care odihnesc aici și pretutindă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ești învierea și viața și odihna adormiților tăi, Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Și celui fără început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta, închinată Sfântului proroc Ilie Tezvideanul și Sfântului cuvios Paisie de la Neam, prin stropirea cu apă sfințită și mungirea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinților mucenici, care ce după chip, căci nu încrucea ai urmat lui Hristos, și rugând ai învățat să nu se uite la suflet, și să poate grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngeri.
miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru cel bogat în milă și iubitor de oameni, care la plinirea vremii a intrat în templul nostru efemer, întrupându-te din preacurata și pururea Fecioara Maria, pentru a fi împlinitor al voinței Tatălui celui necauzat și hrănitorul nemitarnic al sufletelor și trupurilor noastre. Caută cu milostivire asupra Sfintei adunării acesteia, care astăzi îți aduce ție ale tale dintr-o ale tale, prezentând așezământul acesta închinat Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și Sfânta Muceniță, întocmai cu Apostolii Maria din Magdala, din Parohia, Sfântul Proroc Ilie, ca pe o ofrandă sfântă și ca un semn al credinței și dragostei pentru tine și pentru toți cei ce iubesc buna cuviință acasă lui Dumnezeu. Ochiul tău îndurător și a toate pregător caută cu iubire milostivă asupra ctitorilor acestei așezământ, precum și asupra tuturor celor care se vor împărtăși de bunătățile tale, ce vor fi împărțite seminilor noștri care caută prin noi ajutor și bunăstare sufletească și cuviască în lumea aceasta plină de lipsuri și de primejdii. Așa precum odinioară împreună cu Sfinții Tăi ucenici și apostoli a intrat în templul din Ierusalim, purificându-L de toată necurăția, tot așa și acum intră împreună cu noi, Sfinții Tăi slujitori, în așezământul acesta, sfințindu-L, binecuvântându-L și transformându-L în sălaș al slavei Tale. Fă, Doamne, ca pacea, liniștea și harul Tău să fie pururea prezente ca un mister nevăzut întrânsul, înmulțind și sporind bunătățile Tale ce le pământești și cerești în așezământul acesta zidit în numele Tău. Umple de bucurie și de veselie inimile tuturor celor care s-au ostenit la ridicarea Lui, precum și pe ale acelora ce vor trece aici și vor primi învățături folositoare de suflet și ale celor ce vor primi și vor oferi hrană pentru cele zi și neajutorați. Primește, Doamne, jertfa duhovnicească a celor care vor sărăși locașul acesta pomenirii pentru cei vii și pentru cei adormiți, căci Dumnezeiasca Scriptură ne îndeamnă să fim darnici cu pâinea și cu vinul la mormintele celor drepți și să nu lipsim de milă nici pe cei vii, nici pe cei morți. Dacă Tu nu te-ai sfiit să intri împreună cu Sfinții Tăi Apostoli în casele oamenilor unde ai împrânzit sau ai cinat, îndemnându-i pe aceia să ofere prin jertfa lor cele necesare vieții celor sărași și cuvincioși, tot așa și acum să nu te sfiești să intri în locașul acesta însoțind în chip nevăzut pe cei ce vor veni aici să facă pomeniri, pentru cei trecuți în viața cea veșnică sau care se vor întâlni aici pentru alte trebuințe folositoare de suflet. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre, în această binecuvântată zi, ascultă rugăciunile noastre pe care le aducem din inimi smerite și vino cu harul preasfântului Tău Duh și sfințește așezământul acesta închinat, Sfinte Preacuvioase, Maicii noastre Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și Sfânta Muceniță tocmai cu Apostolii Maria Magdalena, trimițând îngerii Tăi nevăzuți să-L păzească de tot Domnul și de toată mântuiala celor obrinici. Trimite poporului necredincios care din iubire pentru Tine au ridicat așezământul acesta, binecuvântarea și mila Ta cea bogată, curățind păcatele și fără de legile noastre. Auzi-ne pe noi din cer Înger Sfânt al Tău și trimite harul preasfântului Tău Duh să ne sfințească și templele sufletelor noastre așa cum ai sfințit și așezământul acesta. Acopere-ne pe noi cu mila bunătății Tale, iar pe Maica Ta cea preacurată trimite-o să-și întindă preaputernicul ei acoperământ peste satul și ținuturile acestea unde se preasfântește preasfânt numele Tău și să vegheze bucuria asupra tuturor celor ce se vor ostini aici ca să ofere daruri din darurile Tale. Nu părăsi Dumnezeule niciodată pe cei ce iubesc numele Tău,
că deși ca oameni au greșit, totuși având credințe pe tine, prin noi nădăjduiesc să-și împlinească dorințele lor cele nevoitoare, ca să fie după voia ta cea sfântă, ca toți împreună să slăvim prea cinstitul și de mare cuvință Dumnezeu, împreună cu al Tatălui Celui a toate ținitor și al prea Sfântului și viață Sfântului Duce Împărăției Tatăl, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește așezământul acesta social caritabil prin venirea preasfântului și de viață făcătorului tău Duh asupra lui, prin stropirea cu această apă sfințită și ungerea Sfântului și Marele Mir în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește poporul tău. Cu crucea ta păzește poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Întru tine, Maică, cu o sânie s-a mântuit. Ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie după Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Vremea aceea era în Ierusalim sărbătoarea târnosului templului și era iarnă. Iar Iisus se plimba în templu, în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și i-au zis, până când ai să scoți sufletul din noi, dacă tu ești Hristos, spune-o nouă fără sfială. Iisus le-a răspuns, v-am spus vouă și nu credeți. Lucrurile pe care eu le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oile mele, precum v-am spus vouă. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine, iar eu le dau viață veșnică. Face ție, binevestitorule! Slavă ție! Iubește-ne pe noi, Dumnezeu!
Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, înălțarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitori, binefăcători, închinători, slujitori ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Se sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfântul Proroc Ilie Tezbiteanul și cu viosul părinte Paisie de la Neamț. Prin stropirea cu această apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din inimilor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel ce toate le întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor robilor tăi. Și ne învrednicește în ceasul de acum să săvârșim fără de osândă sfințirea bisericii acestea care s-a zidit spre lauda slavei tale, spre a noastră mântuire între evlavioasă povenirea a Sfântului Proroc Ilie Tezbitean și a cuviosului Paisie de la Neam. Se facem în ea ridicarea altarului, că Tu ești Cel care binecuvântezi toate Dumnezeu noi. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce a așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Deschideți căpetenii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor. Domnul cel tare în război, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare în puter și puternic în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele de aramă și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Amin, bisericii tale se cuvine sfințenie. Stăpâne, Cela ce dăruiești lucruri mari, primește-ne și acum pe noi cei ce ne rugăm ție, nu pentru că am fi vrednici, acele, ci ca să se arate mulțimea bunătății tale.
că n-ai încetat a face bine neamului omenesc în multe chipuri și drept primirea binefacerilor tale, ne-ai dăruit venirea în trupa unui născut Fiului Tău, care arătându-se pe pământ și luminând cele dintr-o întuneric, lumina mântuirii, s-a adus pe sine jertfă pentru noi și s-a făcut curățirea toată lumea, făcându-ne părtași în vierii sale, iar înălțându-se la ceruri, a îmbrăcat pe ucenicii și pe apostolii săi, precum făgăduise cu putere din înălțime, care este trupul sfânt cel închinat și al tot puternic, care purcede din tine Dumnezeu și Tatăl, prin care făcându-se ei puternici în faptă și în cuvânt, au rânduit botezul în fierii bisericii au unitat, jertfenice au așezat, pus au preoțimile și rânduirea căror pe Danie și noi păcătoși și ținând-o vedem înaintea ta. Dumnezeule cel veșnic și ne rugăm, milostive, biserica aceasta ce s-a zidit spre lauda ta, umple-o de dumnezeiasca ta slavă și altarul ei arătându-l să fie sfânt a sfintelor, ca și noi cei ce stăm înaintea lui, ca înaintea tronului celui dumnezeiesc și fricoșător al împărăției tale, fără deosândă să slujim ție, rugăciuni pentru noi și pentru poporul binecredincios înălțând și jertfa cea fără de sânge, bunătății tale aducând spre iertarea păcatelor celor de voie și celor fără de voie, spre chivernisirea vieții, spre săvârșirea bunei viețuiri și spre primirea toată dreptatea, că s-a binecuvântat prea sfânt numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Și roadele de tămăduri se răsară. Însă stăpână cel ce ești dătător de toate bunătățile pentru rugăciunile Sfinților, ale căror maștă ai binevoită să se așeza în cinstită biserica aceasta, învrednicește-ne și pe noi, fără de o sândă, să se aducem în ea jertfa cea fără de sânge și ne împlinește toate cerurile cele spre mântuire, gând ca răsplătire celor care au pătmit pentru sfânt numele Tău și darul de a face minuni spre a noastră mântuire. Doar este stăpânirea să te iei de împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică pomenire fie ctitorilor, fondatori ai Sfintei Biserici acestea, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire.
ducerea cei sfinții Tatălui Iordanului prin mântuitoarea ta arătare Iisus și acum trimite hasul prea Sfântului tău Duh și binecuvintează apa aceasta ca să fie spre sfințirea și de săvârșirea jertfelnicului tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Acum. Cât de iubit este locașul tale, Doamne, a Doamnei puterilor, dorește să sfârșește Sfântul Mântul Păfuțile Domnului. Thank you.
aleluia, 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 iată acum ce se pun și ce se frumos, decât m-a locuit frații împreună. Aceasta este ca noi, Domnului, cu Lord.
Dar cine-i foarfec? Așa. Îmbracă tăria ta, Sioane, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă slava ta. Se pecetuiește altarul acesta cu pecetea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Iată sufletul ca Dumnezeu,
Ca un purtător de viață, ca mai purtător de trai, care dată mormântul tău și dorul învierii noastre, toate din nimic în ființă le-a adus Cel ce locuiește în lumina cea neapropiată și ai cerul scaun, iar a așternut picioarelor pământul care într-o sfinții și totul dați de apostole în lui slujba cea în loc și darul Domnului Celui adevărat și printre și Sfintele Biserici și jertfelnicile tale, Doamne, al puterilor, în tot pământul le-a așezat ca să-ți aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Celea ce ai binevoit a se ridica biserica aceasta într-o pomenire a Sfântului proroc Ilie de Svideanul și Sfântul Cuvios Părintele nostru Paisie de la Neamț. Spre slava ta și a unui a născut Fiului tău și a Sfântului Duh, tu însuți împărate cel fără de moarte și dătătorule de lucruri mari, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm ție și trimite pe prea Sfântul Duh cel închinat și atotputernic, ca să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lumina cea veșnică, alege-o pe ea de lumina și fă locaș. Fă o scaună slavei tale, împodobește-o cu darurile tale cele dumnezeiești și mai presunte lume. Fă o să fie liman celor învifărați, leguire celor pătrimitori, bolnavilor scăpare, dracilor înfricoșare. Să fie ochii tăi îndreptați spre ea ziua și noaptea și urechile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucernicie vor intra în ea și vor chema într-un tot cinstitul și prea slăvit numele tău. Orice vor cere de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă și să fii milostiv lor. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită și jertfelnicul cel ridicat aici arată să fie Sfânta Sfintelor cu lucrarea și cu puterea Sfântului Duh. Preamărește-o mai mult decât jertfelnicul legii celei vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe ea în Sfântul și cel mai presus de cerul și înțelegătorul tău jertfelnic, să ne dea nouă darul umbririi tale celui preacurate când răznim nu pentru slujba nevrednicilor noastre mâini, ci pentru a ta negrăită bunătate. Opa, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curulea Fecioara Maria, cu Sfinții Său pomeni. Preasfântă, născătoare, care pentru tine au pătimit de odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amen.
cuvinte. Se sfințește biserica aceasta și icoanele zugrăvite într-o dânsa, biserică închinată Sfântului Proroc Ilie Tezician și Sfântului Dubios Paisie de Anant, pe unde cu un Sfânt și mare renit se propune cu apă Sfântului de numele Tatălui și Apoi. Se sfințește biserica altarul acesta și icoanele zugrăvite Sfântului cu apă până la noi, păcătoși și robii tăi. Pentru aceasta ne rugăm ție, Stăpâne, mult milostive, umple de slavă, de sfințenii și de dar jertfelor acestea, ca să se prefacă jertfele acelea fără de sânge ce se vor aduce ție pe el, pentru preacuratul trup și cinstitul sânge al unui născut Fiului tău, al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spre mântuirea întregului tău popor și a neprinței noastre. Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, împreună cu tău, Părintele tău, fără de început, prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție, Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților, întrutru lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților, bunilor mucenici, ale căror moaște s-au semănat în tot pământul spre dornire de tămăduire, ale Sfântului Preacuviosului, Părintelui nostru Paisie de la Neamț și Sfântul Proroc Ilie Tezvitean, locrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, cu
ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne miluiască pe noi, ca un bun și demonii iubitor. Iubiți credincioși și preacruceriși părinți, dă-mi slavă Dumnezeu că am săvârșit slujba de ternosire, de sfințire a acestui locat, care în chip nevăzut a devenit sălașul lui Dumnezeu și poarta cerului. Doar de ordin organizatoric, pentru faptul că concluziile acestei mărețe zile le vom trage retrecându-ne pe scena pe care s-a săvârșit Sfânta Liturghie și de unde am început slujba de sfințire, de ternosire a Bisericii, dând astfel posibilitatea ca frățiile voastre, care ați rămas în afara spațiului Bisericii pentru a participa la slujba de sfințire, doriți să vă închinați în Sfântul Altar, pentru care lucru dăm binecuvântare tuturor, în mod excepțional, astăzi să intrați toți în altar, să vă închinați, să cereți milostivirea lui Dumnezeu și Harul Său, care a sfințit această biserică, să sfințească și templele sufletelor voastre. Omul, după cum bine știți, este templul Duhului Sfânt. Și acest templu, bineînțeles, datorită scurgerii anilor, datorită inadvertenților care le împlinim, le nevoit în lumea aceasta, se opacizează. Cum la o icoană, dacă ținem o lumânare permanent aprinsă, ea se înnegrește de fumul acelei icoane, acelei lumânări. Așa și sufletul nostru, uneori, se întunecă, se opacizează și nu se mai vede chipul inițial. Dar, cu grijă îl curățăm cu lacrimile pocăinței și a spovedanie și atâția chem la chipul cel din tâi. Așa și voi rugați-vă ca Dumnezeu să intre în sufletul vostru cum a venit peste această biserică și să-L facă propriu totdeauna de primirea lui Dumnezeu și de odihnă lui Dumnezeu. Deci avem multă nevoie de rugăciune, mai ales în zilele acestea, umplute de tot felul de primejdii și necare. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea pace în lume, să înțelepțească pe popoare, ca să semene pacea lui Hristos, nu aceea care o aduc diplomații sau, știu eu, întâi sătătorii unor popoare. Pacea lui Hristos este cea care aduce acea liniște, acea isihia de care avem atâta nevoie în zbuciumul acestei vieți pline de primejdii și de necaz. Deci rugați-vă pentru voi înșivă, pentru familiile voastre, pentru românii care s-au îndepărtat pe toate meridianele planetei și nu sunt, poate din binecuvântate pricini sau din alte pricini, nu au fost cu noi în rugăciune. Rugați-vă pentru ei ca să creăm această comuniune. De fapt, comuniunea de rugăciune aduce comunitatea, comunicarea și, bineînțeles, cuminecătura de care avem atâta nevoie pentru hrana sufletului. Această biserică este de acum o poartă a cerului frumos. Felicităm încă o dată pe Părintele Paroc, care a focalizat credincioșii și toți cei responsabili de această lucrare, dar despre acestea vom vorbi afară, dând astfel, cum am spus, posibilitatea să vă închinați în Sfântul Altar. Să cântăm cu toții, Mântuiește, Doamne, poporul Tău! Mântuiește, Doamne, poporul Tău! Oh, yeah.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Ioachim, preasfinția voastră, preasfințite Părinte Andrei, preacuvioase Părinte Teofil, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, stimate autorități, iubiți credincioși, cu ajutorul bunului Dumnezeu și din mila Lui, am trăit astăzi clipe minunate împreună, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și la această slujbă de sfințire a acestui nou sfânt locaș. Am putea spune că astăzi s-a scris o adevărată pagină de aur din istoria sfântă a acestei comunități. Astăzi, munca, osteneala, truda credincioșilor de aici, din această parohie și a părintelui lor paroh, părintelui Corneliu Gărbănescu, a fost încununată, a fost încoronată de slujba de sfințire săvârșită de către cei doi erari, cărora le mulțumim pe această cale din toată inima, pentru că au amplificat cu prezența lor bucuria noastră de astăzi. Această slujbă de sfințire a revărsat asupra noastră, asupra tuturor și asupra acestui sfânt locaș, harul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a revărsat asupra acestui sfânt locaș și l-a înnoit, l-a înfrumusețat, l-a luminat și pe noi ne-a revărsat nouă iertare păcatelor noastre, ne-a dăruit iertare sufletelor noastre. Cu alte cuvinte, slujba de sfințire a unei biserici, sau mai bine zis, prin această slujbă de sfințire nu se sfințește doar locașul de închinare, biserica ca zid, ci și sufletele noastre, care suntem biserica cea vie a lui Hristos, mădulare ale trupului său tainic. Meritul este cu atât mai mare, dragii mei, cu cât această comunitate este una mică ca număr. Ea nu numără mai mult de 200 de familii. Și acest număr mic de oameni, însă oameni harnici și darnici, oameni inimoși, au reușit să săvârșească această lucrare extraordinară, aș putea spune. Pentru că, într-adevăr, a zidi o biserică este o lucrare extraordinară, pentru că biserica este extraordinară. Lucrarea bisericii este una extraordinară, unică, aceea de a sfinți viețile noastre. Și spuneam că meritul este cu atât mai mare, cu cât efortul depus de către credincioșii acestei comunități a fost unul pe măsură, unul deosebit, care a făcut ca alături de biserica aceasta să existe un adevărat complex eclesiastic. Am sfințit preasfințiții înalt, preasfințitul și preasfințitul au sfințit deja și așezământul social filantropic, dar lângă el se mai află încă două clădiri în care există un birou parohial, o casă parohială și alături, nu departe de aici, de sfânt locașul acesta, se zidește și o casă mortuară. Ceea ce subliniază tocmai ceea ce spuneam înainte, că lucrarea este una cu adevărat măreață. De aceea, la propunerea noastră, înalt preasfințitul Ioachim a rânduit ca astăzi, în această zi sfântă și sfințitoare, să ofere părintelui paroh Gorbănescu Corneliu și prin el dumneavoastră tuturor credincioșilor acestei parohii distinția onorifică prevăzută de către statutul Bisericii noastre Ortodoxe Române în articolul 144, litera C, aceea de iconom stavrofor. Această gramată chiriahală, sau în această gramată chiriahală, în alt preasfințitul, pe care în alt preasfințitul o semnează, se spun următoare. Noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își țin bine dregătoria să se îmbrănicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici, care își împlinesc cu cărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească, hotărâm preacucernicului preot Gorbănescu Corneliu
de la parohia Sfântul Proroc Ilie, Ciobănuș Straja, protopopiatul Moinești, județul Bacău, să-i se confere rangul onorific de econom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C, din statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Semânează acest act întărit cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Astăzi, anul Mântuirii 2018, luna iulie, ziua 22, ca semn de recunoaștere a vrăniciei sale în activitatea pastorală, misionară, desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează Părintele nostru Arhiepiscop în al Preasfințitul Ioachim. Poruncește, preasfințite stăpâne, pe cel ce vi se aduce înainte, preotul Cornelius preafichiu de sfânt, iconom stavrofor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce toate cu înțelepciunele economisești, și prin economia ta cea după trup ai lucrat mântuirea noastră, cel ce pe înțeleptul econom care bine ai economisit l-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează și pe robul tău acesta, preotul Corneliu, spre a se face econom stavrofor și îl împuternicește și îl întărește pe dânsul ca în credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru ca astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de osândea slugicele viclene care cu lene și-a îngropat talantul. Cu rugăciunile și solirile prea binecuvântate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, ale Sfântului și întru tot lăudatului apostol și biruitor mucenic Varnava, ale Sfântului proroc Ilie Tezvitianul și cuviosul Părintele nostru Paisie de la Neamț, Sfânta Preacuvioasă Maica noastră Parascheva Ocrotitoarea Moldovei și Sfânta Mironosiță tocmai cu apostolii Maria Magdalena, ocrotitorii acestei parohii, că s-a sfințit și s-a preamărit într-o tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin, să luăm aminte. Smerenia noastră, prin harul într-o tot Sfântului Duh, începătorul de săvârșiri, te prohiențește pe tine, preacuterice preotul Cornel, iconom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Axios! 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 Dignus este! Dignus! Dignus este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este. Iubiți credincioși, după cum bine știți, Părintele Corneliu s-a osterit în mult cu frățiile voastre, dar pe undeva poate cumva a neglijat însăși familia sa, așa este preotul. Se dăruiește total lui Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu. Că și Dumnezeu, El cere să fim, ca noi să fim, să-L servim pe El întâi.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său, va lăsa pe tot ce ai apropiat de ai său și urmează lui Hristos. Îl urmează lui Hristos. De aceea, în sărbători de acestea festive și pentru faptul că noi ținem mult Biserica Ortodoxă la familie, familia preotului este totdeauna un model, familia românilor din totdeauna a fost un model unii pentru alții și s-a creat astfel comuniunea și deluirea neamului. De aceea, în mod solemn, vreau să felicit și să evidențiez și pe doamna preoteasă, căruia în mod simbolic îi dăruiesc această icoană care reprezintă pe cuvioasa Maica noastră Parascheva, în cinstea căruia s-a ridicat și așezământul acesta, dar Sfânta Parascheva, după cum bine știți, este ocrotitoarea eparhiei noastre, întrucât cultul ei, după cum bine știți, s-a împropriat, s-a statornicit aici, în această eparhie de veacuri, înainte ca Sfintele Ioanse să ajungă la Iași, aduse în timpul lui Mitropolitului Sfânt Balaam și a voievodului Vasile Lupu. Ofer această icoană și de altfel aș dori ca această icoană să intre în casele tuturor frăților voastre, pentru faptul că Sfânta Cuvioasă Parascheva ajută pe cei care este, pe cel care este în primejdie neajutorat și are nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Și cine nu are nevoie de sprijinul lui Dumnezeu și de rugăciunile Sfinților Protector, care sunt prietenii și casă și lui Dumnezeu. Doamne, preotează, vă rog, trimiți această icoană în semn de bucurie și de binecuvântare și cu multă dragoste. Păi cu atât mai mult, ce frumos, felicitări! Și se înflorează, uite așa cum floarea aceasta își întoarce chipul după soare, așa să ne întoarcem noi, chipurile după Dumnezeu și după Sfinții, să-i felicitări și vrednică este să trăiască familia părintelui Cornel într-un mult și fericit an. Mulți ani trăiască tuturor! Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Alta Sfinția voastră, ca Sfinția voastră, Părinte Episcop Andrei, domnilor primari, pentru că sunt maici, beacuseni și părinți, bisericioși, Vox populi, vox Dei, spune un dicton latin. Iată că noi astăzi am ajuns la sfârșitul unei etape destul de lungă în care am săvârșit lucrarea Domnului pe omorul său. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această minunată zi în care am ieșit din timpul creat, intrând în timpul lui Dumnezeu. Mulțumesc celor care ne-au sprijinit, a găsit Ioachim în mod deosebit, la camite de zile de inundații din 2005-2006, ca Sfântul Andrei, care îl cunosc de aproape 20 și ceva de ani, ori de câte ori veneam de la Mureș, probleme de sănătate la către Moldova, îl întâlneam la Făgeță, după acolo fiind stareț. Și mereu m-am îmbărbătat, Părinte Cornel, îndrește la Dumnezeu. Mulțumesc tuturor care ne-au sprijinit în acest parcurs de 23 de ani. Și aici amintesc Consiliul Local Asău, Consiliul Local Comănești, Consiliul Local Dărmănești. Mulțumesc tuturor de la mic la mare și cei care nu sunt acum prezenți fiind în viață, dar și cei care s-au ostenit până acum sau sunt plecați peste hotare să-și găsească poate un trai mai bun. Mulțumesc tuturor enoriașilor mei care m-au suportat, m-au răbdat, m-au sprijinit și m-au ajutat. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze osteneala lor. Dată Sfinția voastră, încă o dată vă mulțumesc, să dăjduiesc că și pe viitor un voi achita de sal și ce-mi revin în ascultarea Sfântăției voastre. Să rămână. Da, pentru aceasta, Părintele, vă dorim din partea noastră, ținând cont că obicoarea Sfântului Vorochilie, pe care vă dorim toată dragostea, pe care vă arătăm și vă manifestăm. Da. Da, bine, acum, bine, pentru faptul că n-a fost de multă vreme, de câteva zile, prezunit Sfântul Ilie,
Adevăr este numele meu care l-am primit la botez, părinții mei. Vă mulțumim. Ca să zice, stăpâne Andrei, vă voim o cadou, o icoană cadou, ca amintire cu apostol evanghelist. Vă mulțumim frumos să rămân așa. Mulțumesc. Da. Da, și pentru faptul că, așa cum a spus părintele în cuvântul său, el nu a fost singur, ci înconjurat de frățiile voastre. Pentru aceasta, el a venit la centrul eparhial și mi-a cerut în mod expres ca să felicităm și să distingem cu o distinție chiriahană pe cei care l-au sprijinit mai mult și au fost aproape de părintele Bărbănescu pentru lucrarea aceasta sfântă. De aceea rog pe secretarul eparhial să dea citire conținutului acestei gramate a noastră chiriahane și părintele Bărbănescu în zile mai festive, când veți veni aici la biserică și veți face concluzia acestei zile frumoase istorice, vă va îmâna și aceste distinții care a căror conținut îl facem cunoscut acum. Distinție de vrednicie. Noi, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând cuvântul Sfintei Scripturi care spune că în biserică sunt felurite slujirii, dar este același Domn și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre, drept slăvitoare, înmulțesc talanții primiți în dar de la preamilostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre domnului Viorel Miron, primarul orașului Comănești, pentru dragostea și sprijinul acordat pentru împlinirea lucrărilor de zidire a Bisericii Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Din parohia Ciobănuș Straja, comuna a său, protopopiatul Moinești, Dumnezeu să răsplătească și să binecuvinteze pe toți ctitorii. Aceeași distinție de vrednicie se acordă domnului Constantin Rădulescu, primarul comunei a său, domnului inginer Constantin Poiană, domnului Claudiu Mazilu, domnului arhitect Constantin Amâiei, domnului arhitect Viorel Boiciuc, doamnei Aneta Roșca, doamnei inginer Marilena Gherla, domnului Ștefan Potoroacă, domnului Toader Tăsăloanu, epitroful acestei parohii, domnului Cristian Colpoș, doamnei Elena Caraliță, doamnei Maricica Drugu, doamnei Tita Vrânceanu, domnului inginer Constantin Petraru, domnului Costel Dudău, doamnei Iuliana Ciurcanu, domnului Simeon Privicheru. Da, poate au mai fost mai multe nume care de-a lungul anilor, în timpul șantierului, s-au adăugat. Chiar dacă noi am uitat, Dumnezeu nu vă uită și vă scrie pe fiecare în cartea vieții. Vă mulțumim mult pentru participare și încă un amănunt. Într-o liniște și într-o bună cuvință, veți intra în Sfântul Altar toți cei care binevoiesc să se închine acolo, pentru faptul că astăzi, într-o răbdare, o să lăsăm biserica deschisă până ce va trece ultimul credincios și ultimul închinător în această biserică. De aceea vă rog să priviți cu luare aminte și să rămâneți cu toții în contextul acestei zile, acestei zile pline de har, pline de lumină, pline de vaporii Duhului Sfânt care înmiresmează sfântele noastre. Părinții vor fi printre frățiile voastre și vor împărțește Sfânta Anahoră, iar noi rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea pace și liniște, alese bucurii și mângâieri duhovnicești. Înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, preasfințitului
episcopul Covasnei și Harghitei, dă-ne, Doamne, viață, lume, pace, cu sănătate, bună sporire în propovădirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecredincios pe calea mântuirii și păsește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Peste pânii și arierii noștri, Doamne, încălzește! Doamne, încălzește! Pentru mulți ani, pentru mulți ani, pentru mulți ani să plânem! Preacucernicilor, părinți prezenți la această sfântă slujbă, preacuvioaselor maici, dă-le, Doamne, viață, lumea cu sănătate, pace, bună sporire pentru toate și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Ultimul rând, de dumneavoastră, evitele din cer, care sunteți pe cei de apostolie noastră, vă dorim în contextul acestei sărbători multă sănătate, bună sporire pentru toate, precum și tuturor acelea în mod deosebit, care poartă numele Sfintei Marie Magdalena, care poartă numele Sfântului Ilie, sau Corneliu Dan și Sfântul Corneliu Zutan și tot astăzi, așa că tuturor acelora care poartă aceste nume cu demnitate și cinste creștinească, vă dorim multă sănătate, să vă păzească Dumnezeu de primejdii și necazuri, să trăiți cu toți într-un mulți fericiți ani. Mulți ani trăiască tuturor! Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce dorim, zile senine și fericire, la mulți ani să trăim. Vă rez atenția cu doar 30 de secunde. Am împlinit lucrarea lui Dumnezeu în această zi. De aceea nu vrem să plecați de la noi nemânghiați pe partea Marte. De aceea avem la poartă niște pachete pentru pelerini, iar aici avem invitați cu numele 300 de persoane. Deci vă rugăm în liniște să mergeți deci, către casele frăților voastre și către acolo de aici, lângă noi, din partul de lângă noi de aici. Mulțumim frumos și vă așteptăm totdeauna la anul viitor, la hram, de ori câte ori ne cheamă glasul bisericii, că zălau Dumnezeu. Amin.